Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Constantin Noica, filozof, 1909-1987. În manuscrisul eminescian 2254, păstrat la Academia Română, la fila 14, între un plan de piesă și Amor pierdut, viață pierdută, dramă originală într-unu actu, apare un vers singuratic ce te înfioară prin frumusețea și înțelesurile lui. Versul sună ca o spaimă împietrită, ca un vis încremenit. De unde este? Din ce poem? Din ce piesă de teatru? Nu știu și nu m-am grăbit să caut. Aș dori să nu fie de nicăieri, căci oriunde, în orice context, frumusețea acestui vers ar păli. Așa cum apare el, abrupt, fără legătură cu nimic, mi se pare că poartă în el o măreție singulară, ca stâncile neverosimile țâșnind într-un pustiu, sau ca statuile acelea neînțelese din insula Paștilor. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.